ziua, eu zic să începem ședința de astăzi. Bine că suntem forum. Înainte de a intra pe ordinea de zi, am să vă propun să păstrăm un moment de reculegere în memoria aceluia care a fost inginerul Eugen Corduneanu, directorul Eugen Corduneanu, care nu mai este printre noi. Alături de domnul primar și de domnul consilier Olteanu Ceza, am depus și noi de partea Consiliului Local o coroană de flori. Ordinea de zi de astăzi, cred, o cunoașteți, două proiecte. Dacă sunt observații la ordinea de zi, nu sunt, vă supun votului dumneavoastră ordinea de zi. Cine este pentru? În unanimitate de voturi. Proiectul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și ai documentațiilor tehnice pentru proiectele propuse a se finanța din PNRR 2 în municipiul Oneș. Un rezumat al expunerii de motive, domnul secretar spune. După cum probabil știți, ca urmare a modificării regulamentelor de organizare și funcționare al Consiliului Local, expunerea de motive și rapoartele vor fi prezentate foarte pe scurt, dat fiind faptul că dumneavoastră aveți forma scrisă, transmisă pe mail. Proiectul de astăzi se va supune discuții și aprobării dumneavoastră indicatorii tehnico-economici la o serie de documentații tehnice pentru proiectele propuse a fi finanțate de PNRR 2 în municipiul Oneștiu. Este vorba de 6 proiecte, nu o să-i mai dau citire, poate doamna Bordea să-i dea o scurtă citire acestor, o să dea o scurtă citire acestor proiecte. Atât pentru care vă rugăm să aprobați proiectul așa cum a fost prezentat. Mulțumesc, domnul secretar. O singură precizare, în cer scuze, o modificare față de forma inițială transmisă la articolul 3. Aliniatul 3 au fost schimbate o sumă la grănița Magnolia. Suma totală cu TVA inclusă este de 6.119.772. Iar la aliniatul 4, de asemenea, aceea sumă 6.119.772 lei cu TVA. Mulțumesc. Raportul de specialitate, doamna Botei. Cum s-a spus, cele 6 proiecte sunt următoarele. Reabilitarea urbană a zonei de est a municipiului Oneș și reabilitarea termică a bibliotecii municipale Radu Rosetti, creșterea eficienței energetice a grădiniței Magnolia, reabilitarea școlii gimnaziale Ghiță Mocanu, reabilitarea școlii gimnaziale Dunării 1, rețeaua de alimentare cu apă, rețea de canalizare și refacere de infrastructură și sala parterea. Aceste documentații au fost elaborate în vederea rezolvării unor probleme pe care le are infrastructura rutieră și infrastructura de învățământ. Au fost elaborate în baza ordonanței de urgență 28/2008 și s-a considerat că este utilă obținerea unui finanțări nerambursabile din cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, care s-a aprobat prin ordonanța de urgență 28/2008. Documentațiile sunt întocmite de colegii și vizează, în general, reabilitarea la infrastructura rutieră la Talpău, la strada Talpău. Atât realizarea alimentării cu apă, cât și realizarea rețelei de canalizare și modernizarea străzii Talpău. Iar la infrastructura de învățământ, de vorba de cele două școli, Ghiță Mocanu și școala gimnazială Mărun, precum și la grădinița Magnolia, se vor efectua lucrări de modernizare, de consolidare, reabilitare termică, reabilitare interioară, de compartimentări, introducerea unor măsuri în PSI-uri și siguranță în exploatare,
instalarea unor panouri solare pentru creșterea eficienței termice. Pentru Biblioteca Municipală a Onești, documentația prevede reabilitarea fațadei bibliotecii, reparația terasei și, de asemenea, realizarea unor măsuri privind accesibilitatea. Reabilitarea urbană a zonei de est este un proiect mai amplu care prevede reabilitarea 7 străzi în cartierul Malu, strada Iscuza, în parțial cât a mai rămas de realizat, strada Mihai Brau, strada George Coșbuc, piațeta care este în, pe strada Alexandru Ioan Cuza, în dreptul funcții metalice, realizarea unei piste pietone pentru bicicliști, de la intersecția cu strada Serelor până la intersecția cu strada Mihai Brau pe Malu Cașinului, și, de asemenea, reabilitarea tuturor trotuare și a pietonale care sunt. Aceste documentații trebuie depuse în la minister, în față de Dali. Ele au fost depuse ca și anexa 3 doar ca denumiri și valori, dar acum avem nevoie de aprobarea Consiliului Local pentru a fi completată documentația și a primi aprobările necesare pentru finanțare. Acesta este scopul pentru care am supus aprobările dumneavoastră de documentație în această bază. Mulțumim! Comisia 1 avizează favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Supunem votului. Cine este pentru? În unanimitate de voturi, proiectul a trecut. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC domeniul public și privat Onești-SA. Domnul secretar, vă rog. Așa cum știți și dumneavoastră, Societatea Domeniul Public și Privat Onești a preluat sistemul public de alimentare cu apă. Este nevoie de o infuzie de capital pentru a putea susține activitatea de apă până când se va hotărâ la nivelul Consiliului Local transmiterea în gestiune a acestor bune către un operator regional prin intermediul unei asociații de dezvoltare intercomunitare. Deci mărirea capitalului se va face potrivit dispozițiilor legale, urmează ca și AGA, în fapt tot dumneavoastră, să aprobați potrivit normelor legii 31, de aceea în conferentul hotărârii și în dispozitivul hotărârii, în conferentul dispozitivul hotărârii, legea 31 va fi eliminată, o să rectificăm. În acest moment, dumneavoastră aprobați în calitate de autoritate publică locală această mărire de capital, urmează ca în cadrul AGA să aveți alte proceduri pe legea 31. Mulțumesc, domnul secretar. Raportul de specialitate. În conformitate cu prevederile articolului 17 și 36 alineatul 3 din Constituția Locală, se cită numele unității administrative teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare. Participanților deținuți la societățile comerciale în condițiile legii. Majorarea capitalului este necesară pentru a asigura societății de lucru în vederea desfășurării unei condiții a serviciului publice alimentare cu apă din municipiul Onești. Față de ce a realizat, prima lăsa asociată. Mulțumesc! Comisia 1 a acordat aviz favorabil. Discuții pe marginea acestui proiect. Mulțumesc! Votul. Cine este pentru? O unanimitate de voturi. Proiectul a trecut. Deși este o ședință extraordinară, domnul secretar vrea să ne spune câteva lucruri. Îi dăm cuvântul. Da. Se fac o informare potrivit statului aleșilor locali. S-a primit o invitație pentru o misiune administrativă, economică, diplomatică în China pentru perioada 7-15 mai, la care domnul primar și-a manifestat intenția să participe. Este o întâlnire cu autoritățile chineze pentru a se identifica posibilități multiple de cooperare bilaterală pentru investiții în România, în special în, noi ne dorim și în municipiul Onești, pe diverse ramuri economice, identificarea unor parteneri pentru proiectele de investiție pe care ne le dorim în municipiul Onești, un schimb de experiență, de asemenea, dacă există posibilitatea unor înfrățiri și cu anumite viste de lucru pentru companiile chineze interesate să investească în municipiul Onești. Repet, această misiune se va desfășura în perioada 7-15 mai,
Deocamdată, domnul primar și-a manifestat intenția dumneavoastră, dacă aveți alte propuneri, puteți... Aparent, are o chestiune banală, așa. Eu cred că este foarte important să o tratăm cu responsabilitate, pentru că știm foarte bine că Oneștiul și Valea Trotușului au foarte mult de oferit. Avem infrastructură, ducem lipsă, în schimb, de locuri de muncă. Ori China este un partener care stă, așa cum spunem noi, cu mulți de bani, au bani de investit. Ideea este să identificăm noi investitorii, iar o asemenea întâlnire, părerea mea, nu poate fi decât foarte, foarte utilă pentru municipiul Onești. Nu știm, evident, cum se va finaliza, dar eu cred că e important să tratăm foarte, foarte serios această chestiune. Acum, dacă domnul primar consideră, părerea mea că nu ar trebui să meargă singur, nici nu bine la o asemenea întâlnire. Delegație pe țară, știți? Da, este o delegație pe țară, dar fiecare își va apăra interesul local. Da, eu cred că e foarte bine de mers. Acum trebuie să vedem costurile, evident. Ar fi foarte bine să se poată face o delegație și la Onești, dar aici urmează să analizeze executivul în măsura în care este posibil așa ceva, da. Vreau să vă spun un lucru, pentru că în invitație se precizează că o parte din bugetul de plasări va fi acoperit de către partenerii și autoritățile chineze. Acum nu știu încă acest moment, dar... Mulțumesc frumos, declar închisă ședința de astăzi. Mulțumesc celor prezenți.